Bună, dragilor! În filmulețul de astăzi vreau să vă arăt ce produse am mai terminat noi. Nu am mai filmat un astfel de clip de ceva timp, cred că de o lună, o lună și ceva. Mi se pare că a trecut foarte mult timp de atunci. De fiecare dată când voiam să mă apuc să filmez aceste produse, intervenea ceva și nu reușeam. Am aici o plăsuță. Nu știu dacă să zic că sunt foarte multe, dacă sunt foarte puține. Habar nu am, dar am adunat ceva și am zis că hai să le filmez în seara asta ca să scap de o grijă că le aveam un plan de ceva timp. Ce faci, Marc? Cu cine vorbești? Vorbești singur? Da, vorbești singur. Că mi s-a părut că eu aud vocea Larisei. Aici am terminat niște pernuțe pe care le-am primit de la mama din Italia, pernuțe Bio Presto, de mirosit miros bine, de spălat spală bine, nu pot să zic că nu spală bine, doar că eu mă împac foarte bine cu pudra, îmi place mie mult mai mult Dero pudră, cu pernuțele și cu Dero lichid, așa nu pot să zic că mă atrag foarte, foarte tare. Mai ales că am avut neplăceri cu aceste pernuțe, adică nu doar cu aceste, cu pernuțele în general, ori mi se lipesc de haine, ori rămâne pe acolo prin mașină și nu se topește acea punguță. Și vreau să menționez că nu spăl la temperaturi joase cu pernuțele, spăl de la 60 de grade în sus. Dar ce se întâmplă, nu știu, nu mă întrebați, habar nu am. Dacă primesc pernuțe, le folosesc, dacă e să cumpăr, nu, că eu v-am spus, mai degrabă mă împac cu sacul, iau cu sac și mi se pare că e și mai ieftin să iei un sac. Chiar am fost zilele trecute prin Carrefour și mă uitam la balsamuri de rufe și a venit o femeie să mă întrebe care sunt prețurile, era din străinătate și nu înțelegea care sunt prețurile. Și vreau să vă spun că o cutie de pernițe de 30 de spălări, dacă nu mă înșel, era 100 de lei și dacă cumpărai două, achiziționai o cutie cu 50 de lei. Deci era o ofertă, nu știu cum, dar dacă o luai la preț întreg, te ducea la aproape 100 de lei vorba aia, cutiuța cu 30 de spălări. Erau niște pernițe de la Persil, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte mult. Oricum s-au scumpit foarte, foarte tare toate produsele. Un astfel de balsam de rufe am văzut că costă 24 de lei și câțiva bănuți în Carrefour. Doar dacă îl iei cu aplicația Act for Good sau să-l iei de la un alt magazin sau nu știu, să fie la ofertă. Dar dacă îl iei la preț întreg, dai aproape 25 de lei. Și mi-aduc aminte că acum câteva luni îl cumpăram cu 12 lei de la Cost 2000. Și la Carrefour dădeam 14 sau 15 lei pe această sticlă mare. Deci vorbesc de sticla cea mai mare de la Lenor. Am terminat acest balsam de rufe de la Lenor. Îmi place la nebunie, deci pur și simplu l-ador. Folosesc acest balsam de rufe de ani de zile. Cel puțin mi-aduce aminte de copii când erau bebeluși. Spălam hăinuțele lor doar cu acest balsam și vreau să menționez că de mici, de când i-am născut, dinainte să-i nasc, am spălat rufele cu balsam. Deci, practic, ei de când au venit pe lume, au intrat în hăinuțe spălate cu Dero și cu balsam. Deci, eu am mers cu același Dero și cu același balsam câteva luni bune pentru a nu face iritații. Pe amândoi am învățat așa. Acum, nu știu că neapărat e chestia asta. Sunt copilași care fac alergie, care nu suportă balsamul, chiar dacă l-ai născut și l-ai îmbrăcat în acele haine spălate, călcate și au fost spălate cu balsam de rufe să aibă alergie. Eu nu am avut probleme cu copilași și nu au fost sensibili la piele absolut deloc. Și am să recumpăr acest balsam de rufe până o să dispară de pe piață, că eu sunt sigură că nu o să mă satur de el. Deci, așa arată, este cel senzitiv și eu pur și simplu l-ador. Iau și o gură de soc, că mi se usucă gâtul când vorbesc prea mult. Aici am terminat un Dero lichid de la mama din Italia, soft, cu miros de lavandă. Să spăl rufele cu el, din punctul meu de vedere, nu e ok. Nu neapărat că ar provoca ceva, alergie sau nu știu. Nu mi
se pare că spală rufele cum trebuie. Să spele un covoraș, cum am eu, covorașe pe la baie, covorașe pe la mini, pe la ce știu, și să speli, nu știu, poate o pereche de papuci și vrei să pui de rod din ăsta sau ceva de genul. Da, am spălat și rufe, dar nu am fost așa, nu știu, mulțumită. Parcă mi-a dat impresia că nu a făcut ceea ce-mi doream eu. Na, acum fiecare după pretențiile lui, să zicem așa. Dacă îl primesc, îl folosesc, să-l cumpăr. Nu îl cumpăr, a mirosit foarte bine. La ce l-am mai folosit eu și ce mi-a plăcut mie, mama le cumpără tot timpul la ofertă și vreau să vă spun că acolo în Italia când faci oferte, faci oferte ca lumea. Adică găsești un săpun lichid de la Palmolive, îl găsești și cu 60 de eurocenți, ceea ce la noi nu știu că ai să găsești cu 2 lei și ceva un săpun lichid Palmolive. Sau găsești cu 1 euro și ceva 3 săpunuri Palmolive în set sau nu știu. Au tot felul de oferte la toate produsele. Nu doar la produsele pentru curățenie, produse de spălat, și la alimente și la absolut tot. Eu am rămas uimită când am ajuns în Italia și am văzut ce oferte faine fac ei și la tonul Rio, care la noi e foarte, foarte scump. Adică la salariile pe care le avem noi în România nu-ți prea permis să cumperi ton. Acolo fac oferte foarte faine, dai 6 euro, 7 euro pe 9 sau 10 cutiuțe, pe când la noi dai 6 euro pe 4, ceea ce e o diferență mare. Am mai folosit acest Dero atunci când spălam pe jos. Îmi plăcea să dau drumul la apă fierbinte, să pun jumătate de apă în găleata cu mop și să pun Dero din ăsta. Și vreau să vă spun că îmi curăța atât de fain și gresia și parchetul, tot. Foarte, foarte fain și mirosea super bine, a lavandă, bun. Aici am mai terminat un săpun lichid. L-am păstrat să vă arăt cât de drăguță este această sticluță. Nu, că altceva nu știu ce să vă spun despre el. Adică nu pot să spun că e un săpun bun, din punctul meu de vedere. Nu simți că îți spală mâinile. A costat 3 euro și ceva. Chiar l-am văzut la magazin când am fost la mama în Italia. 3,80 euro sau 3,90 euro. Dar probabil a costat atâta pentru miros și pentru sticluță, nu știu, habar nu am. Dar e genul ăla de săpun, a fost așa ca un slime, nu știu cum să vă spun. Dar nu făcea nici spumă, nu simțeai că te spală așa pe mâini. Singurul săpun de care eu sunt mulțumită este cel Protex, și lichid și solid. Și da, alea mi se par cele mai bune și mai sunt cele de la Palmolive și alea îmi plac. Cel cu miere și cel cu măsline și parcă mai era unul. În rest am încercat foarte multe săpunuri și nu, am încercat și de la Balea, nu dă impresia că mă spală, așa să mai cumpăr din când în când că îmi place că miroase foarte bine, e o ediție limitată cu un miros nou sau ceva de genul, da, dar așa cel mai mult îmi place cel de la Protex și de la Dove. În rest e drăguț așa ca sticluță, practic o felie de pepene, am mirosit foarte faina pepene roșu, dar cam atât. Și mă gândeam dacă să păstrez această sticluță, ce aș putea să... gata, știu, nu arunc. Gel de duș. Băgăm gel de duș și pompăm așa și spălăm copilașii. De multe ori îi fac băiețelul Marc, adică de multe ori, tot timpul, dar ceea ce am vrut să spun este că de multe ori mă chinui. Și ați văzut cum e când e, trebuie să pui și dușul, să-l pui sus dușul, nu poți că te udă și pe tine și pe el în cap, trebuie să-l pui acolo jos. Au, mi-e frig, mama, mi-e frig, au nu știu ce, au nu știu cum. Și chinuie-te, pune gel ăla, dușul agățat acolo, ia gel, pune în palmă, după aia iar pune gelul, ia dușul, nu știi cum să te mai împarți. Așa, cu o mână ții dușul, cu o mână faci așa, fac, l-ai spălat, l-ai clătit și gata. Și acum îi fac băielul Marc. Nu știu cum sunt băieței voștri, bine că el știe să se spele, dar impresia mea este că nu se spală bine deloc. Selena la vârsta lui se spăla singură și pe corp și pe cap, bineînțeles că eu o verificam să văd să n-aibă spumă prin cap, dar nu știu, băieței pe care eu i-am văzut mi se par mai fătălăi. Acum nu vreau să se înțeleagă greșit. Nu-i bag pe toți în aceeași oală, probabil că sunt și băieți mai dezghețați, dar majoritatea pe care eu i-am văzut și frate meu și cum erau ei când erau mici, mi se par așa mai, nu știu, mai fetițe, mai au nevoie de ajutor. Fetele mi se par foarte, foarte dezghețate.
Și apropo, astăzi l-am dus pe Marc la grădiniță, mi-a plâns, aseară mi-a plâns foarte tare. Azi noapte s-a trezit, iar a început să mă întrebe de grădiniță. De dimineață iar s-a trezit și a început să mă plângă și că el nu vrea să stea până noaptea și i-am spus, da, ai stat vreodată până noaptea la grădiniță? Și când am ajuns acolo, nu a mai plâns deloc, a început să alerge, să o îmbrățișeze pe doamna educatoare și mi-a făcut pa. După aia m-am dus, l-am luat, ua, ce fain că ai venit, a trecut timpul atât de repede, o oră m-ai lăsat, dar de unde? Că el l-a lăsat vreo 2 ore jumătate, cam așa. Mi-a zis doamna educatoare ca la 11 și un sfert să-l iau. Cealaltă doamnă educatoare îmi zice să le iau la 11:30, 11:45. Deci probabil că fiecare în funcție de activitățile pe care le face. Na, nu toată lumea face la fel activitățile, nu toată lumea predă la școală la fel sau la grădiniță. Bun, și să trecem mai departe, că deja uite cât am vorbit, am cred că vreo 12 minute. Așa, nu știu dacă v-am mai arătat aceste lame, adică eu vi le-am mai arătat când le-am cumpărat, dar nu vi le-am arătat la produse terminate din ce mi-aduc eu aminte. Sunt luate din Lidl, au costat 5,99 lei, sunt 10 bucăți și vreau să vă spun că sunt cele mai bune lame pe care le-am folosit vreodată. Ați văzut și voi că dacă te tot razi pe picioare în zonă intimă sau unde te razi la subraz sau pe unde te razi, părul la un moment dat devine foarte, foarte des, cel puțin la mine așa devine. Chiar era un video pe TikTok, era o tipă, dermatologă parcă era, sau nu mai știu, a spus că lama nu îndesește părul. Țin să o contrazic că îndesește chiar foarte tare, pentru că pe picioare mă fac suport doar de la gleznă până la genunchi epilatorul. Înainte să o nasc pe Selena, credeți-mă că foloseam epilator în zonă intimă, la subbraț și de la gleznă până sus la pulpă foloseam epilator, nu aveam nicio treabă. În rest, eu pe mâini nu mă epilez, nu mi se pare că este nevoie. Și de când am născut-o pe Selena, sau în timp ce eram însărcinată, am devenit foarte sensibilă și nu mai pot să bag epilatorul nici la subbraț, nici la zona intimă, nici nicăieri, pentru că îmi țâșnește efectiv sângele și este foarte dureros și chiar nu vreau să trag acea durere. Și cum mă fac cu epilatorul de la gleznă până la genunchi, vreau să vă spun că am doar câteva fire pe aici pe acolo. Sunt dăți în care plec în vacanță și nu iau epilatorul cu mine și mă folosesc de o lamă, da? Că nu am, cu epilatorul durează oricum mai mult decât cu lama, așa cu lama ai intrat în duș, ai dat repede și ai scăpat. Cu epilatorul trebuie să stai mai mult, cel puțin eu stau mai mult. Și când mă întorc din vacanță, vreau să vă spun că părul meu deja s-a îndesit pe picioare. Se vede o diferență foarte mare, firul s-a îngroșat foarte, foarte tare în comparație de cum era atunci, înainte de a băga lama. Și aceste lame sunt foarte, foarte bune. Sunt cele mai ieftine, cred că, lame și mai sunt cele din Penny, de la Today. Acestea sunt de la Sien. Și pe acelea am folosit, dar sincer să fiu, nu mi-aduc aminte dacă am fost mulțumită sau nu. Nici nu cred că vreau să le mai încerc, pentru că le-am descoperit pe acestea. Am încercat și din Lidl de la Balea, nu din Lidl, din DM de la Balea. Și am mai încercat din DM o firmă, dar nu am fost mulțumită absolut deloc. Și am mai încercat și din alte locuri, dar chiar nu mai mi-aduc aminte cum se numeau, dar acestea sunt cele mai bune. Să dai 5,99 lei pe 10 din astea, sunt foarte, foarte bune. Deci cum te-ai dat, încă trebuie să ai grijă să nu te tai. Eu de obicei când mă epilez oriunde folosesc spumă de ras, în afară atunci când bag epilatorul clar nu folosesc spumă, dar în rest folosesc spumă de ras sau gel de ras și se ia foarte fain părul, deci super, super fain, tai atât de bine, trebuie să aveți grijă să nu vă tăiați. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Doamne, cât am putut să vorbesc despre niște lame. Bine, că mai mult am povestit cum fac eu și ce fac eu. Am mai terminat un balsam de rufe cu lavandă și mușețel pe care îl ador. Acesta este preferatul meu dintre toate. Deci, pur și simplu îl ador. Asta e că acum văd o diferență. Asta e bidon mai mare. Ăsta are 1710 litri și ăsta are 1625 de litri. Dar văzusem eu așa o diferență, dar ăsta e mai gras. Nu știu că vă puteți da seama. Deci ăsta e mai gras, se și vede că e mai gras și ăsta e mai îngust. Acesta este preferatul meu dintre toate balsamurile de rufe. Nu mă satur să-l miros. Am spus și repet, acest balsam îl folosea mama
de ani de zile, nu știu că îl mai folosește acum, dar eu îl ador. Dacă nu l-ați încercat, vi-l recomand. Cred că persistă cel mai mult dintre toate. Când speli perdelele, pilotele, păturile, mie îmi place să bag și în găleata cu mop. Nu știu, am o problemă, eu trebuie să testez tot să bag în găleata cu mop. Mă mir că n-am băgat șampon sau gel de duș. Și miroase foarte, foarte bine. Și covorașele când le speli. Eu mai bag și în sticluță balsam de rufe, amestec cu apă și pulverizez prin casă sau pulverizez în mașină. Deci îl ador. Și același lucru puteți să faceți și cu alt balsam de rufe, nu doar cu acesta. Să băgați în sticluță și să pulverizați. Bun, aici am terminat lapte praf de la My Friend. Foarte bun acest lapte praf. Costă 16 lei, parcă, da? Ceva de genul. Are 380 de grame. Foarte bun. Îl recomand. Cred că e cel mai ieftin lapte praf pe care îl găsiți la momentul acesta. Cine sună, poate să sune, că nu răspund. Nici nu răspund acum. Până nu termin video, nu răspund. Aici am terminat niște role de hârtie pe care le găsiți în Kaufland. Costă 6 lei și ceva. Costa un astfel de pachet cu 4. Are două straturi. Vai de capul meu. Și vreau să vă spun că acele două straturi pe care le are nu sunt subțiri. Sunt destul de groase în comparație cu altele pe care le-am încercat. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Chiar trebuie să merg să-mi fac stocul, să-mi cumpăr vreo două pachete din astea. Pentru că eu folosesc foarte multe role. Folosesc role la bucătărie, am role la hol, acolo fac curățenie la baie, am role la șinșile, am role la papagali. Deci, și mai folosesc și la mini. Am de-a role peste tot, prin toată casa. Deci, numai role și trebuie să-mi cumpăr. Acestea sunt de la UPS și au și hârtie igienică. Și aceea este foarte bună. Bun. Aici am mai terminat două sticle cu dero lichid. Acesta este cu aloe vera și acesta cu muschio bianco. Amândouă mi-au plăcut cum miroseau. N-are rost să vă mai spun că le-am încercat și pe acestea să o spăl pe jos cu ele, să le bag în găleata cu mop și super faine. Este o diferență între acestea și acesta de la Soft. Deci acestea sunt foarte, foarte bune. Mamaie, dacă mai vrei să mai trimiți, eu mai primesc. Îmi place și cum miroase, îmi place și cum spală. Mai vreau, mamă, ăsta cu muschiu. Ai de capul meu, deci eu ador. Mirosul de marsilia, muschio bianco și lavandă sunt preferatele mele. Bineînțeles că mai plac și altele, cu miere, cu aloe vera, dar cele pe care le-am menționat le ador. Așa, hai să vedem ce am mai terminat. Aici am mai terminat un șampon antimătreață, este de la mama din Italia. Miroase a mentă, a mentol și spală foarte bine capul. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă a făcut ceva la mătreață sau nu, că eu am probleme, apare, dispare, iar reapare, iar dispare. Acum îmi fac tratament cu ceai din ăla din rozmarin, îmi mai dau cu apă de gură, nu știu dacă ați auzit, apa de gură îți ajută la păr să nu faci mătreață și să nu se îngrașe și mai are și alte întrebuințări, așa că e un șampon bun, atâta pot să vă spun, dar nu știu dacă m-a ajutat la mătreață. Am mai terminat un deodorant de la Dove. Deodorantele de la Dove mi se par cele mai bune, miroase nemaipomenit de bine, doar că cel original pe mine mă ajută cel mai tare. Toate deodorantele de la Dove sunt bune, doar că mă dau de câteva ori cu el, după care încep să miros la transpirație, dar asta în câteva, nu știu, ore, nici nu știu dacă se le pot numi ore, 2 ore, 3 ore, pentru că nu, probabil organismul meu nu se împacă cu el, nu știu ce să zic, despăla, mă spăl, nu e ca să zici că mă dau cu deodorant, m-am trezit, m-am dat cu deodorant și normal că miroș, nu. Fac duș, mă dau cu el și încep să miros la transpirație, deci cel de la Dove, cel original, e cel mai bun. Aici am mai terminat, dar nu mai știu să vă zic ce e, balsam de rufe. Doamne, demențial. Este un balsam de rufe profesional de la firma asta, Wexor sau cum s-o numi. Costă destul de mult pentru cantitatea pe care o are. Are 750 ml și costă undeva la 5 euro, dacă nu mă înșel, dar merită.
chiar se merită și el și soluția de spălat pardoseală foarte bune. Aici am mai terminat un zgrasatore. Zgrasatore cel original mi se pare cel mai și cel mai bun. Am încercat zgrasatorul și de la AS, îl am acolo și acela este bun, nu pot să zic că nu. Dar cel original mi se pare cel mai și cel mai bun dintre toate, doar că uneori nu-l suport la mână atunci când spăl, nu știu, chiuveta, aragaz sau ce, la ce mai folosesc și mirosul, nu pot să zic că mă dă pe spate. El am văzut că e cu lămâie, e cu lavandă, cu altele, dar nu mi se pare să miroase a lămâie sau a lavandă, mi se pare că miroase a toxică, a soluție, oribil, nu, nu-mi place. Aici am mai terminat un balsam de rufe de la Felce Azura cu argan și vanilie. De miros, miroase bine. Doar că pe rufe l-am simțit când era ude, după care a dispărut mirosul. Am mai terminat un odorizant de cameră de la Eric. Îmi place foarte mult, acestea mi se par cele și cele mai faine. Le-am mai încercat și pe cele de la Glade, dar astea de la Eric sunt preferatele mele. Bogdan a terminat un deodorant, miroase foarte, foarte fain. Este din Italia, deci demențial. Când se dădea cu el, începea să miroase în toată casa și gândiți-vă că e doar un deodorant, deci nu e parfum. Doamne, că m-a luat tuse. Aici am terminat un gel de ras de la Balea. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase a papaya și încă ceva sau doar papaya. Papaya și mango, parcă. Foarte fain miroase. Și îmi place că din gel, dintr-o bobiță mică, face o cantitate mare de spumă și gelul e mult mai, cred că mult mai convenabil ca să-l cumperi. Într-adevăr, gelul costă mai scump decât spuma. De exemplu, o spumă de ras era 5 lei și ceva sau 6 lei și ceva și asta mă refer la spuma de bărbați, că la spuma de femei nu mai știu dacă am văzut. Dar am avut și spumă de femei din aia roz, parcă. În fine, am avut mai multe, dar nu mai țin minte. Vă spun sincer că și eu uit de la mână până la gură. Sunt dăți în care îmi cumpăr un lucru, nu-mi place, nu sunt mulțumită, trece câteva luni sau ani și îl recumpăr din nou. După aia zic, oa, dar ăsta l-am mai avut, nu-mi place, dar pe moment nu-mi vine. Așa că îl recomand, este foarte fain, a fost 8 lei și ceva, parcă. Are 200 de mililitri, dar m-a ținut foarte, foarte mult. Încă un odorizant cu vanilie, acesta de la Eric, pe acesta cu vanilie l-am descoperit pentru prima oară acum când l-am cumpărat, nu știu cum să mă explic și îmi place foarte, foarte mult, chiar mi-am mai cumpărat încă unul acum câteva zile, săptămâni când am fost la Cost 2000. Aici am mai terminat un deodorant de la Dove, nu este cel original, este albastru mai închis. Și acesta este foarte bun, doar că v-am mai spus, n-ar vrea să mă mai repet, să mă mai întind. Aici am terminat o cremă de față de la L'Oreal, am primit-o de la Rebe și sincer să fiu, așa între creme nu văd o diferență. Era o cremă ușor grasă, simțeam că îmi hidratează tenul, dar nu văd așa o diferență între creme, nu știu, eu nu văd o diferență ca e L'Oreal sau ca e de la Balea sau ca e de la Farmex sau preparată în farmacie. Văd diferența între ele doar că una e mai grasă și una poate nu e grasă. De exemplu, cea pe care o am de la Gerovital nu este grasă, o aplic și mi-intră foarte repede în piele. Am cumpărat-o zile trecute, nici nu mai știu când am cumpărat-o, că eu tot zic zile trecute, dar le-am cumpărat de ceva timp. Atunci când mi-am cumpărat protecțiile solare, am cumpărat și o cremă de față și am început să o folosesc, că mi s-a terminat asta și nu mai am decât o cremă pe care am cumpărat-o din farmacie și aia e prea grasă, așa că nu văd diferențe între creme. O fi, nu zic că nu, dar eu nu le văd. Aici am terminat un parfum pe care l-am primit de la mama. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, persista și s-a terminat. Este de la Burberry. Și-a terminat! Mama e și-a terminat! Vorbesc și eu aici. Aici am mai terminat un balsam de rufe micuț, tot de la Lenor, cu lavandă și mușețel. Acest odorizant îmi place la nebunie, este cu magnolie și flori de cireș. Ăsta este preferatul meu, la Dor Maxi.
Aici am mai terminat un gel de duș de la Tezorii d'Oriente, dar sincer să fiu, nu. Nu-mi plac, măi, nu știu, nici balsamurile de rufe și nici gelurile de duș și nici parfumurile lor și nici lumânări și ce mai au ei. Nu sunt pe gustul meu, vă spun sincer, n-am nimic cu această firmă, dar nu sunt pe gustul meu, nu-mi plac. Eu nu cumpăr așa ceva, le primesc de la mama. Așa, ce am mai terminat? Aici am mai terminat un top coat care este demențial, deci a costat 25 de lei când l-am cumpărat eu acum 2 ani și gândiți-vă că m-a ținut până luna trecută. Atât de mult m-a ținut pe mine un top coat și ați văzut că am avut momente în care mi-am făcut unghiile chiar foarte des, deci m-a ținut foarte, foarte mult. Recomand produsele de la această firmă, chiar foarte, foarte bun. Acum am alte top coat-uri pe care o să le termin și o să revin și la acesta, că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci chiar super fain. Acum s-a scumpit, e vreo 30 ceva de lei. Am văzut că l-a scumpit. Așa, aici am terminat două cutii de vopsea de la Garnier. Nu pot să zic că nu-mi place, mi-a plăcut, dar parcă a rămas cu gândul la Long Color, aceea pe care o folosesc eu. Și mai era încă una de la Saios și aia îmi place foarte mult. Acum trebuie să mă vopsesc, dar nu știu când. Chiar nu știu când. Și nu știu ce să-mi iau. Și acum mai am aici hârtii igienice. Bun. Aceasta este de la Lidl. Foarte bună, cu 3 straturi. Costă 12,99 lei. O recomand. Ieftină și bună. Pentru mine a rămas ieftină. Chiar dacă i-au mai ridicat-o și o cumpăram cu 8 lei, dacă vă aduceți aminte, dar este o hârtie ieftină în comparație cu Ceva, Pufina, Emeca și altele. Deci când am văzut că costă și 30 și ceva de lei un box de hârtie igienică de 8 role, acum poate că diferă prețurile de la magazin la magazin, eu am rămas șocată. Eu atâta nu aș da pe o hârtie igienică, prefer să-mi cumpăr din aia care te zgârie, decât să dau atâția bani pe o hârtie care practic o ieși și o arunci, fratele meu, la gunoi, nu știu. A luat o raznă ăștia și un gel de duș de la Dove, 40 și ceva de lei, sau un șampon de păr, 40 și ceva de lei și, nu știu, foarte, foarte tare s-au ridicat prețurile. Eu tot am zis că o să-i dau lui Bogdan bani să-mi cumpere, el a tot făcut curse de când am venit noi din Italia, de fapt n-a făcut multe, cred că asta e a doua, dar am uitat, tot am zis, dar oricum e altceva să te duci tu în magazin să-ți alegi, să vezi tu ce vrei și așa el cu telefonul te sună pe cameră, nu e semnal, nu vezi bine. Dar câteva produse pe care le am în cap și pe care vreau să le iau, Doamne ce m-am mânecat, o să-i dau să-mi cumpere. Aici am terminat hârtie igienică cu 3 straturi din Penny, tot 12,99 lei și aceasta și are 8 role. Și aceasta, care a avut 10 role, tot cu 3 straturi, doar că are cantitate mai mică pe rolă decât celelalte. Cu miros de piersică, 10,99 sau 11,99, ceva de genul ăsta a fost mai... Nu cred că am dat 12,99, mai ieftină din ce mi-aduc aminte. Bun, știți că eu v-am mai spus și o să vă mai spun și acesta este ca și un sfat. Eu am mai văzut și la alte persoane de la noi din familie, nu vreau să creadă că-i critic, dar sincer să fiu, chiar mi se pare că se irosesc niște bani aiurea atunci când cumperi hârtie igienică scumpă, pentru că și hârtia asta igienică este foarte bună, chiar dacă costă 12,99 lei, de ce să am fițe și să mă duc să-mi cumpăr hârtie, sau nu știu, nu vreau să numesc fițe ca să fiu înțeleasă greșit, că poate nu sunt niște fițe, poate așa vrea omul, să dau 30-40 de lei pe 8 role de hârtie igienică, că știu că și Ceva s-a scumpit foarte, foarte tare și știu că Ceva este și originală și este și fake. Nu știu dacă voi știți la fel, dar eu așa știu că sunt două variante. Bureți. Deci am văzut persoane la noi în familie care cumpără bureți de vase și dă 5 lei pe 2 sau 5 lei pe 1. Ceea ce mi se pare urea, pentru că un burete mai mult de 3-4 zile... Poate sunt persoane care țin mai mult, dar un burete mai mult de 3-4 zile nu mi se pare ok să-l țin, nici o lavetă. Eu îi schimb foarte, foarte des și îmi cumpăr set din ăla de la Lidl sau de la Penny, un set cu 10 bureți pe care dau 2 lei și ceva, 3 lei, hai 5 lei, hai 10 lei. Dar e totuși un pachet cu 10 bureți și te ține o grămadă de timp, da?
Lavete, la fel, de ce să cumperi lavete scumpe când poți să-ți cumperi lavete ieftine sau un sul din ăla și ai rezolvat problema. Am mai văzut persoane care cumpără o rolă de hârtie cu 20 și ceva de lei, doar că are niște modele pe ea sau doar că e de la firma nu știu care. Păi două, mama, măsic, am luat hârtie din aia, m-am șters și am aruncat-o la gunoi. Cu ce mă încântă pe mine care fluturaș, floricele? E mai drăguță, într-adevăr. Dar eu sunt pe concepția asta că mai bine economisesc niște bani și îmi cumpăr ceva pentru mine, pentru copii, pentru familie sau ceva de mâncat, decât să-i îmbogățesc pe ăștia, că practic ce ține de marketingul acesta și na, nu se merită. Dacă investești, nu știu, într-un parfum sau într-un din ăsta, că merită, produsele de la Eri chiar merită sau nu știu, ție un odorizant din ăla de la Eiffel sau de la alte firme, nu știu, sau ceva de mâncare. Da, acolo eu zic că se merită să investești, că mănânci, te folosești de acel lucru. Dar, practic, lucrurile astea pe care le arunci, așa, sincer să fiu, mie nu mi se pare că se merită, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, că poate și unele persoane dintre voi care mă urmăriți, o să vi se pară ciudat și o să credeți că vă critic, nu? Este alegerea fiecăruia. Doar că la salariile pe care le avem noi în România, la minimum pe economie mă refer, că dacă ești avocat, inginer, arhitect, doctor și așa mai departe, bineînțeles că nu o să ai un minim pe economie, ai totuși un salariu mai mare. Dar la salariile minim pe economie, să te apuci să cumperi produsele astea scumpe și să te mai trezești că mai ai și o rată la bancă sau mai ai o rată, ce știu pe unde, sau ce știu eu ce mai ai de plătit, sincer să fiu, chiar nu se merită. Așa economisești niște bani și poți să cumperi alte lucruri în casă, niște fructe sau ceva de mâncare, nu? Uite cum sunt acele role de la UPS. 4 role, 6 lei și ceva sau 7 lei, ceva de genul. Până la 25 de lei cât dai pe o rolă, într-adevăr, rola este mai mare. Ceva de genul, cred că cum e aia, un pic mai mare, dacă. Dar ai economisit, poți să ieși 1 kg de mere, poți să mai ieși câteva, nu știu, pere, banane și alte chestii și ai câștigat ceva. Deci asta e, nu că nu vreau să fiu înțeleasă că trag eu pe cineva la răspundere sau că critic pe cineva, este pur și simplu un sfat de la mine. Că și eu mai aveam în trecut chestii din astea, că trebuie să fie neapărat, aveam o problemă să cumpăr clor doar de la AS. Și am făcut o comparație între clorul de la AS și clorul tip Carrefour sau tip Penny, Lidl sau care mai sunt și n-am văzut nicio diferență. Deci sunt la fel, doar că plătim brandul. În fine, eu v-am lăsat, v-am pupat cu mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!